Am vorbit de relatarea profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, în care ne prezintă situația unor oameni care sunt invidiați de profeți și de martiri, care vor fi așezați în dreapta tronului lui Allah subhanahu wa ta'ala în ziua de apoi, în ziua în care nu mai există relație de rudenie, în ziua în care nu mai întreabă prieten de prietenul său, în ziua în care orice frăție, prietenie, orice relație lumească este întreruptă, indiferent dacă e de sânge, de rudenie sau așa mai departe, o zi în care fiecare, cum a spus, fuge de fiecare, mama de copil, copilul de mamă, de părinte, de frate, de tată și de toată lumea. În acea zi, sunt unii oameni care stau în dreapta lui Allah subhanahu wa ta'ala, vor fi așezați în dreapta tronului lui Allah subhanahu wa ta'ala, fața lor este nur, hainele lor, nur, din nur, lumină. Aceștia sunt, când a fost întrebat profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cine sunt aceștia, a spus profetul sallallahu alaihi wasallam, sunt cei care s-au iubit într-o Allah, s-au întâlnit într-o Allah, au cheltuit împreună într-o Allah, s-au întâlnit și au discutat despre Allah și nu există între ei nicio altă legătură care să-i unească. Allah subhanahu wa ta'ala le va oferi un statut măreț în acea zi. Și le oferă un statut măreț în această lume. Când spune profetul sallallahu alaihi wasallam, cea mai bună rugă, dua, pe care o face un musulman pentru fratele său, este ruga care o face în lipsa lui. Când ești prezent, toată lumea, Allah să-ți dea sănătate, Allah să-ți dea nu știu ce, șefule, Allah să-ți dea 100 de ani multă avere și după ce pleacă, inshallah să mori, să crapi, să nu mai știu ce. Dar un adevărat musulman, un adevărat credincios, când se roagă pentru fratele său, cu care este legat, are o legătură strânsă, se roagă din inimă. Și atunci profetul sallallahu alaihi wasallam spune în relatare, și Allah trimite un înger. Allah îi trimite un înger. Stă lângă el când se roagă și spune, o Allah, și dă-i lui la fel. Dă-i și lui la fel. Așadar, când ești singur izolat, ai ridicat mâinile și spui, o Allah, dă-i fratele lui meu ceva, nu cer pentru el, cer pentru tine. Tu te rogi pentru el și pentru tine se roagă un înger al lui Allah subhanahu wa ta'ala. Trimis de Allah special pentru acest lucru. Așadar, când ești singur izolat, vezi ceea ce îți dorești. Ce le dorești fraților tăi, îți dorești pentru tine. Allah subhanahu wa ta'ala, în acea zi în care nu există nicio umbră și soarele este la o săgeată de capul nostru, spune că sunt 7 categorii de oameni care vor fi umbriți. Am mai vorbit de ei. Între ei sunt 2. Sunt frați care s-au întrunit într-o Allah, s-au despărțit într-o Allah. S-au iubit într-o Allah, s-au despărțit într-o Allah. Și aceștia vor fi chemați de Allah subhanahu wa ta'ala și vor fi umbriți de umbra lui Allah în ziua în care nu există nicio altă umbră. De aceea, frăția într-o Allah, să-ți iubești fratele într-o Allah, datorită acestui statut primești un înalt statut în ziua de apoi. Allah subhanahu wa ta'ala, vedem și în Coran am menționat acest lucru, al-akhillau ba'duhum yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Cu excepția celor care sunt evlavioși, cei care au fost prieteni în această lume în ziua de aceea sunt dușmani unii altora, cu excepția celor evlavioși, cu excepția fraților, cei care se iubesc într-o Allah, s-au întrunit într-o Allah, se despărțesc într-o Allah, tot ceea ce fac, o fac pentru Allah subhanahu wa ta'ala, fără niciun alt interes lumesc. Câte beneficii au acești oameni, atât în această lume, cât și în ziua de apoi. Și de aceea este datoria fiecăruia dintre noi, dacă vrea să ocupe un loc în acea scenă, să fie hainele lui din lumina lui Allah subhanahu wa ta'ala. Fața lui să fie luminată de lumina lui Allah subhanahu wa ta'ala. De nur, să caute, să aibă măcar un frate în această lume. Altfel, vom fi cu toții spectatori. Alții vom fi cu toții fugari în acea zi. Singurii care în acea zi vor avea un statut, o greutate, un loc asigurat în care să stea. În dreapta tronului lui Allah subhanahu wa ta'ala. Umbriți de umbra lui Allah. Ce mai vrem? Invidiați de profeți și martiri. Ce mai vrem?
Allah subhanahu wa ta'ala să ne dăruiască această frăție în această lume. Allah subhanahu wa ta'ala să sădească în inimile noastre iubirea lui Allah și să ne unească pe noi într-o Allah, să ne despartă pe noi într-o Allah și să fim dintre cei care câștigăm acest statut în ziua de apoi prin atitudinea noastră și prin trăirea frăției.